A aterizat fără probleme, pasagerii fiind în stare de sănătate bună. Până în cursul dimineții, în jurul orei 4, s-a lucrat la aeronavă, s-a cerut alimentarea. Aeronava este alimentată. Avionul militar trebuia să ajungă la baza Ramstein din Germania. În timpul zborului deasupra României, piloții au observat o fisură în parbriz și au hotărât să întrerupă misiunea. Comandantul a solicitat autorităților române să aprobe aterizarea de urgență la Cogălnicianu. O echipă de tehnicieni s-a apucat imediat să remedieze defecțiunea pentru ca aparatul să părăsească într-un timp cât mai scurt România.